Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că asociația Save the Dogs and Other Animals derulează programe educaționale în școlile din municipiul Medgidia. De data aceasta, copiii însoțiți de adulți au fost invitați la un spectacol intitulat sugestiv Confesiunile unui câine. Inițiativa a pornit acum un an, cum bine știți, și am început programul de educație, iar acest spectacol este o încununare a succesului programului de educație. Ați văzut că publicul a venit, a fost interesat, iar copiii au răspuns la întrebările actorilor, ceea ce înseamnă că programul a avut succes și ne bucurăm pentru acest lucru. Spectacolul de teatru de la Medgidia a fost unul interactiv. În acest fel, mesajul educativ a fost perceput în întregime de către micuți. Un cățel a fost abandonat de stăpânul lui într-o pădure și că acel cățel a devenit un cățel cunoscut pentru că un om i-a făcut o poză și a apărut pe coperta unei reviste. Chiar dacă ai un câine frumos, Nu trebuie să-l izgonești de acasă, chiar dacă e rău. Trebuie să-l îngrijești. Este important să avem grijă de câinii noștri și să nu-i abandonăm niciodată. Ideea acestui spectacol aparține, bineînțeles, unui iubitor de animale, membru activ și implicat al unei organizații care se ocupă cu protecția patrupedelor. Totul a pornit din dorința de a determina oamenii să adopte câinii și pisicile din adăposturi și să-și sterilizeze animalele pe care le au deja. Proiectul Manifest Canin în sala de lectură a început cu spectacolul de teatru Confesiunile unui câine, care a luat ființă în București în anul trecut prin compania de teatru Replica și Teatrul Lund de la Green Hours, cu sprijinul asociației Red Panda, pe care o reprezint, întrucât acest grup de artiști cu suflete extraordinare au dorit să creeze prima piesă de teatru din România care tratează subiectul animalelor și mai ales al animalelor fără stăpân, pentru că România este plină de animale fără stăpâni. Pe unii ne întristează lucrul ăsta pentru că le iubim, pe alții ne enervează lucrul ăsta pentru că ne este frică de ele, deci toată lumea clar are o problemă vis-a-vis de animalele fără stăpân, dar nimeni nu spune lucrurilor pe nume. Animalele fără stăpân există pe străzi exclusiv din vina oamenilor, datorită lipsei noastre de educație. Și spectacolul asta vrea să facă, să educe publicul, iar după ce proiectul a crescut, din spectacolul de teatru a devenit acest manifest canin în sala de lectură, prin care totodată atragem publicul tânăr către carte, către biblioteci, către săli de lectură, pentru că noi așa, citind, ne vom educa și atunci societatea va fi mai bună pentru noi toți. Spectacolul este pus în scenă de trupa de teatru Replica din București și oferit gratuit copiilor din ciclul de învățământ primar. Scopul acestui spectacol este să sensibilizăm publicul mic și mare, ori cum ar fi între orice interval de vârstă, să privească un pic altfel situația câinilor fără adăpost care sunt pe stradă sau centrele care oferă câini spre adopție sau până și pe ciopurile până la urmă care fac ele aranjamentele frumoase să vândă căței. Nu că a scăzut neapărat dorința de a avea un animal în casă, dar pare din ce în ce mai dificil. Când de fapt noi încercăm să explicăm că nu este absolut nimic dificil, totul este extraordinar de simplu. Animalele, că în cazul ăsta intră și pisicile, deci nu numai câinii, au aceleași sentimente ca și noi, putem să comunicăm foarte normal și simplu, fără niciun fel de, iar pentru copii este cel mai important să înțeleagă acest lucru, tocmai pentru că urmează să-și construiască o viață într-o comunitate și atunci e bine să știe, nici să nu le fie frică, ci că pot să comunice cu ei și nu trebuie neapărat să aibă niciun fel de teamă în privința asta. Confesiunile unui câine au putut fi auzite și de copiii cernavodeni care au participat în număr mare la prestația actorilor.